Bună seara și vreau să revenim cu dragul profesorului probleme de matematică la algebră. Adică răspunsul e 3 pe 4.
4, aparține intervalul închis, 1,2 și 0,9. Adică au pe final. Da. Ăsta a fost A, nu? Da. Au aparține intervalul. Deci răspuns afirmativ. Punctul A, punctul B. Punctul B. Tot așa, să demonstrăm că B aparține intervalului 51/100 și 1/3 și 1/10. Dar ce este B? B este egal cu 1/1/2 plus 1/3 plus puncte plus 1/99/100. Și să arătăm că aparține intervalului închis 51/100 și 1/3 și 1/10. Tot ok. 31/10. Și facem ca la punctul A. Da, deci eu fac pe B efectiv. Deci B va fi egal cu... B egal cu 2 minus 1/1/2. Hai să zicem deodată, dacă mă știm care cuvânt. 1 minus 1/2 plus 1/2 plus minus 1/3 alternează da. Minus și așa mai departe plus minus 1/9 plus 1/99 așa plus 1. Uite, am observat că la cine apare asta. Da, 1 minus 1/99 plus 4 plus 1/99 minus 1/100. La ce par? Deci ei se reduc 2 câte 2 în final. Și da, și să avem că B egal cu 1 minus 1/100. Deci și B egal cu 1 minus 1/100, da. Adică 99/100. Exact. Și acum să demonstrăm că acesta aparține cui? Aparține intervalul închis 51/100, 1/3 și 1/10. Închis. Și 1/3 și 1/10. Asta ar fi întrebarea. Da. 51/100. Echivalent. Că 51/100 trebuie să fie mai mic decât 99/100 și mai mic decât 11/10. 11/10. Așa, ultima o amplificăm cu 10. Da. Și o să rezultă de aici că 51 mai mic decât 99 și mai mic decât 110. Și e adevărat, și da, deci B-ul este în intervalul respectiv. A, așa, după aia, exercițiul 34, pagina 28. 34, 28. Așa, punctul A. A mare aparține X, nu, X aparține lui el, toți X. A mare este mulțimea. Mulțimea formată de toți X care aparține lui el. Cu proprietatea că modul de 1 minus x mai mic sau egal cu 2. Da, modul de 1 minus x mai mic egal cu 2. 2. Păi 1 minus x... Stai să vezi ce cer aici. Să găsim mulțimea asta, ce? Scrieți ca interval sau reuniune de intervale mulțimii. Așa. Scrieți ca interval să avem interval. Adică se rezolvăm asta, da? Da. 1 minus x mai mic egal cu 2. Deci 1 minus x e cuprins între 2. Minus 2 și 2. 3 minus 2 și 2 face. Așa. Deci scădem 1. Peste tot ce ar fi minus 3, mă crește. Așa, minus 3 mai mic decât minus x, mai mic decât 1. Așa. Așa, îi mulțim cu minus 1. Corect. Deci, dacă vedem că 3 mai mic decât x, mai mic decât minus 1. Da. 3 mai mic. Atenție, iar mulțim cu minus 1, ce se întâmplă? Să schimbă semnele. Așa. Deci, vine 3 mai mare decât x. Da. Și
mai mare decât minus 9. Ce scrie mă numai din X? La minus 1 mai mică X, mai mică 3. Adică? X aparține? X aparține în mulțime formate de minus 1 și 3. Minus 1 deschis. A, și egal. A fost și egal. Da, au închis. Întrebă închis. Tot timpul. Așa, da. Din tot timpul. X aparține de la minus 1 la 3 închis. Da. Deci a mare egal cu? A mare egal cu mulțimea formată de numerele minus 1 și 3. Minus 1 și 3. Bun. Așa, 35 la pagina 28. 35 de la 28. Scrieți mulțimile A și B ca intervale și efectuați A intersecta cu B. Deci două mulțime de aici, nu? Da, două mulțime, A și B. A egal cu A egal cu mulțimea formată de toți X și care aparțin lui R. Cu proprietatea că modul din x minus 2 mai mare ca 1. Mai mare ca 1, da? Da, și B este mulțimea formată de tot x și care aparțin lui R, cu proprietatea că modul din x mai mic e ca de cât radical din 5. Radical din? 5. 5. Radical din, da? Da. Bun. Să rezolvăm la prima. Minus 2 mai mare ca 1 sau x minus 2 mai mic ca minus 1. Deci ar fi că x minus 2 mai mare ca 1. X minus 2 mai mare ca 1. Sau x minus 2 mai mic decât minus 1. Așa s-ar produce, da? Dar din prima rezultă că x trebuie să fie mai mare decât 3. Ca să reacem de soluție, X aparține. X aparține de la 3 la plus infinit. 3 deschis infinit. 3 deschis la plus infinit. Și din face. Așa. Iar aici X trebuie să fie mai mic decât 1. Deci rezultă că X aparține de la minus infinit la 1. Corect. Și acum, cele două intervale le reunim, că a fost sau între ele, nu? Deci, nu, dar nu, că mai e și B. Nu. Dar mai e la punctul A. Da, mulțimea A mare. A mare este egal cu de la 3 la plus infinit. Deci A mare la un interval. Cu intervalul deschis de la 3 la plus infinit. Mai întâi de minus infinitul mare. Că ăsta e mai mic, mai este, da. Da. Intervalul deschis minus infinit la 1. Deschis. La 1 deschis și reunit cu 3 la plus infinit deschis. Păi, la infinit nu spune vreo. Deci am găsit mulțimea A mare. Și acum mulțimea B mare. Da. X mai mic egal decât radical din 5 și sau X mai mare egal decât... Nu, dar X cuprins între... A, X cuprins între minus radical din 5 și 5. Și... Radical din 5. Radical din 5 e 2 și ceva. Adică X aparține intervalul, să spunem. X aparține intervalului minus radical din 5 și 5. Minus radical din 5 și 5. Deci 5 și 5 tot închis. Radical din 5 tot închis. Deci atât B egal cu... B egal cu... Intervalul... Intervalul închis minus radical din 5 și 5. Radical din 5. Și se cere A intersectat cu B. Deci se cere A intersectat cu B.
Cine este egal? A intersectat cu... Facem dreapta, nu vede. Nu mai intersecția? Se cere? Nu, a intersectat cu B, A minus B, B minus A, și B da, inclus în el, stelat. B intersectat cu E stelat, poate. Nu, inclus. Nu inclus. Intersectat. Așa, intersectat. B intersectat cu E stelat. Hai să zicem. Desenăm o axă. Da. Și hai să reprezentăm de A mai întâi. Punem pe 0 pe A. 1. 2. 1, 2, 3. 4. Da, și 3. 1, 2, 3. Punem minus infinit plus infinit. Da, minus infinit. Așa. Prima vrea de la... De la minus infinit la 1. Adică punem de așa. Minus infinit 1. Așa, și de la 3 la plus infinit. Nu era plus infinit. Asta este... Hai să vădăm cu o culoare. Este A. Deci ce am făcut acum este A. Și A e B. Deci A. A și B. A, nu? A, frate, de uniunea. Da. A... Și B-ul e altceva. B-ul este minus radical din 5 și radical din 5. Minus radical din... Da, și radical. Cam nu mi-aș fi minus radical din 5. După 2. Radical din 5 ar fi după 2. 2 și ce? 2, 25. Cam așa ceva, să zicem. Pe aici undeva este, nu? Da. Și minus radical din 5, unde ar fi? Minus radical... Asta e ca pe aici. Da, tocmai. Minus 1, minus 2, da, și minus 2 și ceva. Aici minus 2, 25, cam pe acolo. Minus radical din 5. E, toată porțiunea asta, să o deținem cu asta cu mare, e B-ul. Da? Toată da. Asta este B-ul. Așadar, B-ul este așa ceva. Deci asta este mulțimea de aia. Și acum, prima întrebare, să vedem intersecția. E de la... Zona comună. Da, zona comună. E de la minus radical din 5 până la radical din 5. Nu? Nu, până la 1. Mă, nici par până la 1. Da, până la 1. Da. Deci ai intersa cu B, la cu... Ai cu... Minus radical din 5. Minus radical din 5 închis. Până la 1 a fost deschis. La 1 a fost deschis, nu? Da. Așa. 1 deschis. Asta este A intersectat cu B. B. Pe urmă ce ziceți facem? A minus B. A minus B. A minus B de la... Tot ce e în A și nu e în B. Tot ce e în A. Da. Păi de la minus radical din 5 până la minus infinit. Ai invers. Minus infinit până la minus radical din 5 deschis. Corect. Toate din A și cum se găsesc în B, adică până aproape de el, fără să le pică. Da. Deci este egal de la minus infinit. Infinit la minus radical din 5 deschis. Deschis. Reunit. Reunit. Și partea asta la inima. Așa, reunit cu... Cine? O mie, cu radical din 5 deschis. Nu. Reunit. Aici el a fost radical din 5, da? Noi punem pe toate din A care sunt de pe. Ai spus bine. Ăștia sunt de aici până aici, din A. Și pe urmă, cine mai sunt din A și nu sunt de pe? De la radical din 5 la plus infinit. Nu. De la 3. Au de la 3. Așa. Ce caută cu radical din 5? Da? Dar de la 3 s-au pus infinit. De la plus infinit. Iată că am făcut A minus B. Ce mai încerc să fac? B minus A. B minus A. Ia să văd. B minus A. E egal. Tot ce e în B și nu e în A. Tot elementele din B, dar să nu se gădească în A. Deci tot ce este în A.
Leipzig Salzburg. La minus radical din 5. Da, la tot ce este în B și nu găsește în A. 2-1. Ei, nu chiar, mai mult. Deci toate elementele de B pe care nu sunt în A. Deci tu ești la B, este în A, astea de aici în A, sunt. Da. Nu-mi place pe aici. Sunt, sunt. Nu-mi place. Ui. De la... Dar aici? Minus 2. De la 1? Da, de la 1 la 2. De la 1 la... Radical din 5. Asta-i greu. Tu te uiți pe B tot timpul, următor pe B și zici să nu cumva să fie în A. Dacă de la spre B te uiți să găsești ceva în A, nu-mi place. Nu-mi place. Când ai intrat în zona asta, ai elementele din B care nu se mai găsesc aici în A. Aici e gol. Deci, de unde începem? De la 1 la radical din 5. Exact. De la 1 cu 1. Radical din 5. De la 1 cu 1. Cum e de la 1? Păi A1 era până în 1 deschis. Da, pe 1. Și radical din 5 tot deschis. 1 închis. Mă întreb eu cum era la 1, închis sau deschis? Adică 1 este în B, dar este și în A. 1. Da. Păi în A cum era? La în A. Deschis. Deschis. Deci 1 nu este în A. 1 nu e în A, e în B. În B. Și atunci cum eu iau toate elementele în B care nu sunt în A, pe 1 trebuie să le-au. Da, deschis. Păi dacă e deschis, nu înseamnă că 1 le-au. Deci este închis. Da, închis. Deci pe, la B trebuie să închid, corect. A? Da. La B minus A. Și mă duc așa până la radical din 5. Dar la radical din 5 cum este? Închis. Închis. La radical din 5, închis. E fost atrat de aici. Deci când am făcut A minus B, când am făcut A minus B, m-am uit la A. Deci mă duc tot A, nu? Și nu vreau să le găsesc în B. Și trag gândul cu ochiul spre B. Zona asta e foarte bună de la minus infinit până la minus radical 5, pentru că pe aici nu se mai află pe om. Zona de la 3 încolo e foarte bună, că se elemente din așa nu se vede în B. Pe o să opri pe aici undeva. Când am făcut B minus A, mă uit la B spre A. Pun tot ce este în B și nu se găsește în A. Toate elementele din B care nu se găsesc în A sunt 1 și radical din 5. De la 1 începând. Sunt multe pe aici. De la 1 până la radical din 5. Sunt toate în verde. Da. Da? Toate. De la 1 până la radical din 5. Așa și B intersecta cu el. B intersecta cu el stelat. Egal cu mulțimea. B de unde începe? B de la minus radical din 5 până la radical din 5. Și acum căutăm aici numele din înstelat. 1. 1. Și radical din 5. Păi la care ce nu e din înstelat? 1 și 2. 1 și 2. E numele. S-ar găsi și 0. Dar voi numi din înstelat. Fără 0. Deci, egal cu 1 și... Radical din 1 și 2. 1 și 2. Ce mai are aici? Am terminat tema. Tema asta termina. Bun. Așa, să mai am unul de aici. Pornim de acolo. Ce vrei tu să-mi dai? Efectuați minus 1 deschis, 3 deschis.
Așa, reunit cu interval deschis 1 și interval închis 7. 6, da. Da, 7 închis. Și să zicem, să zicem efectuăm. Da. Cât de cine este care este? Tu trebuie să mă... Cred că vrei să faci o reprezentare, nu? Da, asta fac. Bun. Eva este 0, minus 1 am nevoie, 1 am nevoie, 3, nu? 3 și 7 aici. E minus 1, 3, minus 1, 3, prima zonă, și împreună 1, 7. E de la minus 1 la 7. Corect. Corect. Egal cu minus 1, 7. E deschis ambele, nu? Da. Da, le vedem deschis. Corect. B. Amin a fost asta. Amin de mine. B. Minus 4 și 8. Deci intervalul. Intervalul minus 4 deschis, 8 deschis, reunit cu minus 4 și 8 în acoradă. Minus 4, minus 8. Deschis. Da, americat. Reunit. 8 cu plus. 8, la? La prima, acolo, le-a scris minus 4, 8. Aici, așa, 8, da. Da. Așa, minus 4 cu 8. Și în acoradă. Și reunit cu elemente, mulțimea formată de elemente, care era așa spune. Deci, reunit cu mulțimea formată de elemente, de minus 4 și 8. Da. Vreau să reprezinti. Vreau să reprezinti. Dar fii atent, nu mai insistam prea mult, pe timp. La interval, adăugăm două elemente. Adăugăm două elemente. Minus 4, unde se află? Chiar în capăt. Chiar în capăt, și... El a fost deschis fără el și dacă acum vine, nu mai vine, ce fel de interval mă pune aici? Închis. Închis. Deci egal cu intervalul... Închis, minus 4... Da. Și 8. Și același lucru și la 8. La fel, practic, am adăugat capetele intervalului. Ele nu erau aici la interval deschis, știi bine asta, da? Da. Și punându-le, reunindu-le, le-am adăugat, iată, am scris interval închis. Mai departe. Minus infinit închis la minus 1. Punctul ce? Deci minus infinit. Minus infinit închis. Minus infinit. Ce o da? Minus infinit. La minus 1. La minus 1. Reunit cu minus 3 închis. Și plus infinit deschis. Plus infinit deschis. Dar nu, că acolo la primul e închis. Intervalul închis, minus infinit. Cum la minus infinit închis? Da. Nu e greșeală. Nu se mai închide niciodată, lasă bolurile astea. Deschis tot timpul, dar nu e greșeală la autor. Poate la minus 1 închis să fie. Da, minus 1 închis, sigur. Așa, da. Așa și... Să vedem cât obține, da? Da. Aici reprezintă treapsele, două intervale. Le vedem, te rog.
Della meno 3 di Schies. La meno 1. Poi c'è la finita senza un cata comune. La regolare pure era la loc. Și ai remediat la prima și la cea de-a doua. La minus infinit, la plus infinit. Sigur că da, cu hotărâre. N-ai nimic, s-o suprapus o zonă. Da? Da. Deci, corect este de la minus sau iar toată, la taxa rea. Deci, egal cu tot, fie asta. Da? Da. Dar dacă începea de la a doi încolo, dacă începea de la a doi, la a doua, n-aș fi avut o zonă, aș fi avut o zonă neacoperită și aș fi zis, reuniunea este chiar așa. Erau cele două intervale reunite. În clipa în care am avut porții. Ca la intersecția, tot veni vorba. Cât este? Hai să cerem mai minus infinit, minus 1. Intersectat cu minus 3 plus infinit este egal cu minus infinit minus 1 intersectat cu minus 3 plus infinit egal cu? Cu minus infinit plus infinit. Păi intersecția porțiunea. A intersecție de la minus 3 la minus 1. Asta e. Deci de la minus 3 la minus 1. Asta e porțiunea. Da. Deci la reuniune, că îi punem la un loc și dacă cu un foarte bine o punem o singură dată, iar dacă este intersecție, mai ce comun și colo și colo. Și într-una și în cealaltă, asta înseamnă intersecție. Mai departe. Așa, 16 la pagina 200 cu 100 calculați A reunit cu B, a intersectat cu B, a intersectat cu Z și B, tot așa, a intersectat cu... Cine este așa? Unde A e mulțimea formată din toți și care aparțin lui IR. Cu proprietatea că modul din X mai mic egal cu 2. Da, modul din X mai mic egal cu 2. Așa și B, tot așa, mulțimea formată din toți și care aparțin lui IR din X, aparține intervalului minus 3 și 4,5. X aparține intervalului minus 3 deschis și 4,5 în perioada tot deschis. 4,5 în perioada. Tot deschis, da? Da. Uite așa am luat. A fost pus și de aici pentru a semnifica că ăsta e capătul din dreapta intervală. Și închide mulțimea. Da. Și să calculăm. A reunit cu B, a intersectat cu B. A reunit cu B, egal cu cine? A intersectat cu B, egal cu cine? A intersectat cu Z, egal cu cine? Cu Z, egal cu cine? Și B intersectat tot cu Z, egal cu cine? Egal cu cine? Da. Cum procedat? Păi facem modul din X aparține mulțimii minus 2 și 2. Deci modul din X mai mic egal cu 2. Modul din X mai mic egal cu 2. Echivalent. Cu X mai mic ca 2 și mai mic decât și mai mare decât minus 2. Deci X-ul cuprins între minus, minus 2 și 2. Și 2. Ce ce ar însemna echivalent? X aparține. Că X aparține mulțimii intervalului minus 2 și 2. Minus 2, 2. Așa. Deci asta este cine? A, da? Deci A e dat intervalul. Intervalul minus 2 și 2. Acum să facem A reunit cu B. Deci să facem A reunit cu B. Și atunci zicem. Aici mulțimea asta e tocmai intervalul ăsta, da? Da. Deci egal cu intervalul. Cu minus 3. Minus 3, 4,5 în perioada. Așa. Am la ambele capete deschis, da? Da. A reunit cu B.
facem ploua să nu merge. Sigur că da. Intervalele și astea de o, undeva e 0, 1, 2, minus 2, 2, minus 1, minus infinit, plus infinit. Da, minus 2, 2. Și minus 3 la 4,5 perioadă să calculăm cât. Așa. Asta este primul interval. Hai să-l marcăm cu cine este asta, auto. Da. Deci de aici până aici este auto. Și acum minus 3 este mai în stânga. Până la 4,05 în perioadă. Calculează des când faci 4,5 în perioadă. Am calculat 41,9. Deci la minus 3. De la minus 3 până la... Aici e 2, e 3, 4 și ceva. 4, da. Hai să vedem care este reunit. Are un micu B. Are un micu B de la... Așa. De la... Asta e B-ul de sus, da? Da. B. Bine. Asta e B, da. Ce înseamnă are un micu B? De la minus 3... Sigur. La 2. Nu. Până la 4,5. Că asta au în submulțime, o vedem în interval. Ce punem, practic? La reunire punem toate elementele din A. Deci, nu se da. Deci, punem toate elementele din A. Și la fel ne punem și pe cele din B. De ce te-ai oprit la 2? Ești la minus 3 la 2. Ce motiv ai avut să te oprești la 2? E ce bun la cap, din punerea la un loc. Da. Bucata asta nu mai va impostura, de ce? Deci, înseamnă de la minus 3, cum este la minus 3? Deschis. Minus 3 deschis la 4,5 în perioadă. Așa. Deci asta este are un micu B. A intersectat cu B. Așa. Hai să facem a intersectat cu B. A intersectat cu B. E de la... Porțiunea comună, ce vrei? Minus 2 și 2. Minus 2 și 2, acolo se dă suprapunerea. Și acolo și acolo. Deci la minus 2 și 2, cum este închis? Închis. Minus 2. 2. 2. Apoi. A intersectat cu Z. A intersectat cu Z. Este egal cu cine? E egal cu mulțimea dintre minus... Cum se trece? Da. Minus 2 până la 2. Mai spune. Se numește. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Deci nu sunt o infinitate. Nu sunt de... Toți întregi de aici, concret, se vede. Și B intersectat cu Z. B intersectat cu Z. De la minus 3, cu minus 2, minus 1. De minus 3, minus 2, minus 1. 0, 1, 2, 3, 4. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. 2, 3 și 4. Astea sunt toate elementele care treci din mers. Da, și să vedem acum
Deci, ce, de uitați că la rog, nu ți-e clar în căriorile și intersecții. La remodulie, punerea la urmă. Nu, deci la intersecții nu mai poate acum. Atât tot. Simplu, foarte simplu. Trebuie să reacționez. Pentru că nu-i stăpânești. Am văzut acum. Deci, una e, ne reunim, uite care și cuvânt în sine, ne reunim la un loc, ne-am reunit familia, ca să suntem împreună. La intersecție este numai cei care sunt comuni, celor două funcții. Deci unde vezi suprapunere la intervale, așa cum te-am învățat acum, faci și deasupra funcții, da? Faci și de desubt, nu? Și vezi unde e porțiune comună. Și atunci, e simplu. Așa. Punctul B. Deci, pe punctul B există, da? Da. Ce spune acolo? Așa, punctul B. X aparține numelor iraționale, toți... X aparține numelor iraționale. Da, X aparține numelor iraționale cu proprietatea că minus X, modulul din minus X... Asta e o secundă. Trebuie să spune așa, fie mulțimea mare... Mulțimea mare cu toți... Egal cu... Da, cu X și care aparține lui E, lui E, lui E, iraționale, cu proprietatea că modul din minus X plus 2 mai mic egal decât 1. Și B, mulțimea formată din toți X și care aparține tot așa lui I, da, cu proprietatea că I, mă rog, X aparține intervalului închis minus 2 și 2,1. X aparține minus 2 și închis. Minus 2 închis. Și 2,1 tot închis. 2,1, așa și punem așa. Tot închis, da? Da. Deci toți X și I raționale de aici. Și dincolo tot așa irațional, nu? Da. Bun. Se rezolvăm pentru punctual. Exact. Modul de minus X plus 2, adică e adică 1, decât de aici că minus X plus 2 mai mic decât 1 și minus X plus 2 mai mare decât minus 1. Adică cuprins între minus 1 și 1, da? Minus X plus 2 este cuprins între minus 1 și 1. Și? Așa, și altă masă de 2, da, echivalent cu minus 3, mai mic decât 2, mai mic decât 2. Mai mic minus X. Așa, decât minus X, minus 2, da, și mai mic decât minus 1. Așa. Înmulțim cu minus 1. De-acolo. Și se rezultă de aici că 1 mai mic decât X, mai mic, da, decât 3. Ai întors invers, da? Ar fi fost mai mare, mai mare, și atunci vine 1 mai mic egal decât X, mai mic egal decât 3, care înseamnă intima fel, X aparține. X aparține intervalului 1, 3, adică 1, la capete închis, da? La ambele capete închis, de la 1 la 3. Și acum, punctul. O secundă. Deci, au informat din tot X și iraționale acolo. Deci nu sunt tot din numele, nu sunt fracții. Sunt de tipul. Ai putea să dai exemplu de număr irațional de aici? Da. 2,5. Nu, dacă este 2,5, dar e număr decimal. Ce înseamnă irațional? Să ai o infinitate de decimale. Să lași și copiilor tăi sunt numele decimale, să nu mai termene. Deci asta e irațional. Am discutat mai de numere iraționale, ca exemplu. Radical din 2. Este radical din 2 aici? Da. Este. Sunt foarte multe. Știi câte, da, numere iraționale sunt de aici? Dacă da, e o infinitate de numere iraționale. Deci o infinitate sunt în zona asta.
Autorul mi-a spus așa, în mama pui toate numele iraționale de la 1 la 3. Da? De la 1 la 3. Deci, A egal, hai să spun așa, A egal cu intervalul minus 1, 3, 1, 3. Așa, și să spunem X-ul de aici, hai să spunem. Hai să notăm A, indicei A, indicei A, mulțimea numelor iraționale din intervalul respectiv, da? A, indicei I, în sensul că mă refer doar la iraționale. La fel, B, indice B, indice I, I este egal cu intervalul minus 2,1. Te întreb, 1 și 3 sunt iraționale? 1, respectiv 3. Da. Nu, n-au 10 magnificate, 10 mari, nu. Sunt chiar întregi 1 și 3, chiar naturale. Adică 1 și 3 sunt din mulțimea da. Mare? Dar ne-a dat dumneavoastră la un moment dat că e inclus în Q, inclus în... Deci am zis așa. E, înseamnă la inclus în Z. E inclus în Z, am zis bine. Da. A, Z. Inclus în Q, inclus în I. Nu, n-am spus în Z. În I. În I. Da. Deci, o fracție nu e irațională. Prin numele iraționale ale prin ei, am înțeles, prin ei, am înțeles mulțimea tuturor numerelor care au o infinitate de decimale. Radical din 2, radical din 3, radical din 10, din 5, puțin, radical din indice 11, din 1, din 2, fix radical din 11 din 2. Este un număr foarte, foarte apropiat de 1. Dar nu suntem niciodată extragere radical și niciodată nu am un număr fiind de 10 mai mari. I împreună cu Q formează pe el. Dar între I și Q, I interpreta cu Q e la mulțimea bine. Notează. Un număr care este din I nu mai este din Q. E intersectat cu Q egal cu mulțimea vide sunt mulțimi disjuncte. Niciodată o fracție nu este o număr irațional. Pentru că o fracție are un număr finit decimal. Când împărțim acolo, suntem ori pe codex simplu mixt, ori... Dar avem clar că am un număr finit de decimal, iar dacă e infinit, e periodic. Ori la numărul irațional nu e nici periodic. Nu, niciodată nu se poate fi așezat cu o fracție. Bun. Acum, noi avem aici, în A, toate numele iraționale de la 1 la 3. În B, toate numele iraționale la minus 2, la 2,1, nu? Da. Așa. Ce îmi cere tu acum să fac? A rămâne cu B. Hai să vedem. A rămâne cu B. Exact. A indicii și B indicii, adică la numele raționale de referire. Cât este A reunit cu B? A reunit cu B de la minus 2. Așa. La 3. La 3, sigur că da. Ai văzut bine. Minus 2 minimul de 3 și 3 în partea asta. Deci îi dau cu minus 2. 3, 3. Minus 2. La? 3. 3. Indicei, da? Da. Numele iraționale. A intersectat cu B. A intersectat cu B. Și eu totuși nu prea sunt de acord cu scrierea asta. Cu... De parcă... Noi am socotit așa. Că luăm interval închis când socotim și capetele. Adică în clipa care am închis, e de parcă unul ar fi irațional. Ori nu. De aceea trebuie să spun aici deschis la 1 și la 3. Obligatoriu.
Così sono mai irrazionali di acolo. Chi e inegalitatea asta celor și cu egal și suntem obișnuiți să luăm și capetele, dar atenție, numai atunci când lucrăm în el, adică e vorba de toate numele din zona aceea. E, aici este o situație mai aparte, capetele nu sunt iraționale și n-au cum să le sopă. Deci deschis să fie. Și la B, tot deschis. Deși autorul dă închis acum, așa este? Da, nu te dă cu carte. Da, închis, le dă. Minus 2 închis și 2 virgulă mă tot închis. Da. Unde e? Tot închis le dă. Tot zi și... A, da, după e iermă. Nu, e iermă. Iermă, unde e? Tot zi și din iermă aici. E iermă să mă vestui. Mai dat o stare de stres. Deci, încă o dată. A mare, egal cu toți și suntem la punctul B, da? Da. Toți și din el, că mă gândeam cum e rațional, ce l-au aflat ăsta? Din el. Cu proprietatea, nici nu puteam să dăm în seara asta liniștit din cauza aia. Pentru că nu era corect dat. Nu cu iraționale, reale. Adică, golurile acelea, ce fel fac, zic, cum știu eu când vecinul acela mă gândesc? Nu, mă puteam să reacționez. Și-a spus că ați găsit imediat. Da, dar la intervale, totdeauna mulțumeam lui lor, care e reale, dacă vorbesc cu intervalul, trebuie să fie îndesat cu toate punctele, să nu există niciun gol, niciun punct. Deci A mare egal cu toți X și egal cu proprietatea că minus X plus 2 pentru că egal este 1, atunci e bine să vorbim la D, fără eu ăsta. Parcă e aici, da? Așa e. Și respectiv aici. Da, era tot cu ceva. Da, tot deschis. Ceva l-am făcut bine. Nu avea logică ieșiți. Era refiat, nu era plin interval. Era cu golul și eu nu puteam să... Și acum să facem ce? Ai zis, are unii cu bine, nu? Acum merge, are unii cu bine, puterea la un loc, face interval. Minus 2 și 3. Minus 2 și 3, da. Apoi. După aia ai intersectat cu B de la 1 până la 2. Ai intersectat cu B de la 1 până la... 2. Ia uite-te mai bine. Mai bine. De la 1 la 2,1. Am să trebuie să depunem și din acasă. Asta e. Capătul ăsta e 2,1. Da. Deci de la 1 la 2,1, așa. De la 1, nu? Da, 2,1. Și atunci punem punct și virgulă aici. Da. Așa, minus B. Bă, numai da. Intersectat cu Z. A, intersectat cu Z. Egal cu mulțimea formată dintre numerele 1, 2 și 3. A, intersectat cu Z, înseamnă numerele 1. 2, 3. 2. Și trei toți întregi din A, nu? Da. Corect. Mulțumea formată din 1, 2, 3. Apoi. Așa și B tot așa intersectat cu Z. B intersectat cu Z. Egal cu mulțimea. Egal cu mulțimea dintre minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Deci minus 2, minus 1, 0, 1, 2. 1 și 2. Atât, da. Bun. Altă... Mi-am face un minut așa sau alt model? Modele, exerciții sunt. Deci mă fac la ce? Ce mai trebuie? Nu avem funcțiile, i-a dat un exercițiu acasă și eu știu să foarte. Te rog. Exercițiul 10 de la pagina 21, punctul C.
10 de la 21. Ce, da? 4 ori radical de x pătrat plus y. X pătrat plus y. Minus radical de y pătrat plus 8x plus 9. Deci trebuie să determinăm valoarea expresiilor. Pentru. Deci este o expresie. Cum sună niște să înseamnă? Determinați valorile fiecăreia dintre expresiile următoare în condițiile indicate. Știi că asta. X aparține intervalului deschis minus 1, 0. X aparține intervalului? Deschis minus 1, 0. Da. Și Y egal cu 4 pe lângă X plus 1. Și am zis, unde vedem Y, să punem 4 pe lângă X plus 1. Da, este o idee bună. Deci, expresia E de X și Y. E de X și Y. Egal cu 4, radical din X pătrat plus Y minus radical de Y pătrat plus 8X plus 9 este egală cu, deci expresia e de X, Y egal cu 4 radical din minus radical. Era egal cu 4 radical din 4 pe lângă X plus 1 tot la pătrat. 4 pe lângă X plus 1 tot la pătrat. Da, nu mai trebuia un pătrat. Păi, ai zis că 4 pe lângă X plus 1 tot la pătrat, da? Așa, poate. Foarte bine că observat. Deci vine 4. Adică zicem de la 16, că înțelegi mai de ce, da? Da. Dar ai spus că în loc de Y punem, X o lăsăm. Păi da, în loc de Y, zic. Deci pe X pătrat trebuie să lăsăm. Păi da. De ce mi-ai zis să se pe la pătrat? Deci pun așa. X pătrat. X pătrat. Plus. Plus 4. X plus 4. 4X plus 4, de acolo. Minus. Radical. Minus radical din aici, aici. 16. Pe lângă X plus 1 de la pătrat. Așa, plus 8x, da. Plus 9. Da. Și egal cu 4, adică o facem în binom. Da, 4 la pătrat. X plus 2 tot la pătrat. X plus 2 tot la pătrat. Minus radical din 16. Da. 16x pătrat plus 2x și ori 16. 32x. Da, 32x. Așa, plus 16 plus 8x și plus 9. De acord. Și egal mai departe. 4 pe lângă X plus 2. 4 pe lângă. 4 pe lângă. Păi nu scăpăm de radical. Ce modul? Asta e. Dar n-am mai văzut nici un modul. Sigur că da. Modul din X plus 2. Pentru că l-am spus. Deci un radical de ori în față este tot de la modul. 4 modul din X plus 2 minus radical din. Radical din 16 X la pătrat. Da. 16 X la pătrat plus 40 X. Da. Și plus 9. 9. 16 cu 16, 25. 25. Și egal cu 4 modul din X plus 2. Minus, o să, să scriem sub formă de binom. Se vede? Dacă avem șanse. Îmi trebuie două pătrate perfecte.
Da. Adică? Pe 16 putem să scrie ca fiind 4 la a doua și pe 25 ca fiind 5 la a doua. Și ai și x pătrat, deci tu poți să spui 4 x totul la pătrat. 4, da. 4. Deci putem scrie așa, 4 x totul la a doua. Și ai zis plus 5 la a doua. Da. Ei, acum ați vezi dacă controlăm și plus 80, nu? Plus 80. Dar, plus 40, dar loc de 40 trebuie să spui de 2 ori prima parte, ori la 2. Prima la 2 ori 4, 16, la 4, 8, ori 5, 40. Este excelent. Deci este pătrat la ce? Plus 2, ca să vadă tot 8, 2 ori 4, x, 4, ori 5, ori 5, și egal mai departe cu 4. Modul din x plus 4, modul din x plus 2, minus cu, să scriem sub formă de radical din, scris din nou la pătrat. Radical din 2, 4x. 4x. Da, 4x. 4x plus 5. Da, totul la. Totul la. Și egal cu. Egal cu. 4 modul din x plus 2 minus modul din 4x plus 5. Tu din 4x plus 5. Și acum facem tabelă. Deci 4 modul din x plus 2 minus 4. Poți să șterg? Exact. Și acum, Adi, ar trebui să facem tabelul de explicitare cu semnul. Da. Nu știu cum să explicităm. Și să chem. Da, da. Nu, 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 expres. Așa. De face, exact. Ca o să ne ajută foarte parte la explicitare, nu? Adică nu așa școala asta, dar nu? Ce? Sau nu? Dar nu facem de el. Exact așa cum știți să ne rezolvi. Deci, tabelă. X de la minus e la plus 1. Facem pe X plus 2. Unde s-ar mânăză X plus 2? De parte X plus 2 egal 0. A, X plus 2 egal cu 0, deci rezultă că X egal cu minus 2. Deci, în dreptul minus 2 punem. Cu ocazia asta, intervalul a fost împărțit în două, o porțiune până la minus 2 și am dat la minus 2 încolo. Da. Și luăm în valoare intermediară. 4x plus 5 egal cu 0. Da, scrie și pe cealaltă. 4x. 4x plus 5 egal cu 0, deci rezultă că 4x egal cu minus 5. Deci rezultă că x egal cu minus 5 pe 4. Unde îmi pun pe minus 5 pe 4? Înaintea lui 2. Minus 5 pe 4. Că eu nu virgulă ceva. Minus 1 și ceva. Minus 1 și ceva, îl plasăm pe 0 de fapt pe axa acolo. Așa. Și imediat după el e minus 5 pe 4. Aici îl da? Da. Minus 5 pe 4. Și în dreptul său. Punem 0. Expresia asta este 0. Și iată cum acum începem discuția. Și să facem semnul x plus 2. Pentru asta vom. X plus 2, dăm un x, care vrei tu din zona minus și minus 2? Minus 3. Minus 3. Și cu 2? Și minus. Minus 2. Și pe locul lui, da? Da. Apoi. O să-l dăm pe x ca fiind la 2 expresii, da? Da, la 2 expresii, sigur. Minus 1. Minus 1, că este, nu, minus 1 străin, putea să fie mai mai că e minus cu ceva. Dă din minus 2, vine așa. Da, minus 2. Și vine. 4 ori minus 2 e minus 8 plus 5 minus 3. Deci minus 2. Și formăm plus. Deci rămân la fel. Da. O secundă. Noi discutăm de X și unde? Între minus 1 și 0. Atât. Minus 1 până de sunt astăzi? Înaintea la minus 5 pe 4. Aici? Sau aici?
Acolo. Aici, da? Da. Minus 1. Așa e corect. Și noi avem doar zona asta de la minus 1 până la 0. Da? În rest, nu mă interesează. Atât aș fi despre X. Există de la minus 1 la 0. Și plus. Și am două plus, nu? Și nu se schimbă. Și rămân așa. Da. Deci, e de X și Y. Pentru X-ul aparținând între minus 1 și 1. Nu știu de la așa. Egal cu. Expresie egal cu 4. Egal cu 4 pe lângă X plus 2 așa. Minus 4X plus Y. Minus 4X. A, da, n-am făcut direct. Am minus pe lângă, în paranteză. Minus pe lângă 4. X plus 5. Așa, da. Și egal cu 4X plus 8 da. minus 4X minus 5. Și 4 cu 4. Și 3. Și egal cu 3. Deci observăm că valoarea este 3, da? Da. E de X și Y egal cu 3. Okay. Hai să mai vedem o dată, că este a fost destul de interesant. Deci a fost 4 ori radical din X pătrat plus Y. Da. Minus radical din Y pătrat da. Plus 8X plus 9. Știi că X-ul e 3 minus 1 și 0, e de Y cu 9, 4X plus 1. Ce-am putut să simt dacă știm să scoatem